găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Astăzi sunt șanse ca vești sau informații neașteptate să se îndrepte spre noi la începutul zilei. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Berbec, astăzi sunteți mai sensibili la ceea ce se întâmplă în jurul vostru și la ceea ce se comunică astăzi și va fi important să nu treceți la concluzii sau să vorbiți înainte de a vă gândi, nerăbdarea și graba pot provoca probleme. În prima jumătate a zilei, țineți-vă în frâu temperamentul sau exprimările prea aprinse. Cei din jur pot fi defensivi și poate fi cel mai bine să așteptați o zi mai bună pentru a aborda problemele majore. Taur, astăzi fiți atenți la nerăbdare care poate funcționa împotriva voastră. Încercați să căutați oportunități, în special în ceea ce privește cariera, afacerile sau finanțele, dar evitați să luați o decizie definitivă acum. Cu acest aspect tensionat pot exista tensiuni și grabă care să ducă la greșeli, decizii luate prea devreme sau lansarea unui proiect înainte să fie gata. Gemeni, ziua de azi vă poate face să vă simțiți un pic neliniștiți psihic în prima jumătate a zilei. Evitați acum un comportament pripit și nerăbdător, în special în ceea ce privește comunicarea și deplasarea. Puteți simți o anumită iritabilitate dacă vă confruntați cu obstacole în calea planurilor voastre sau dacă lipsesc informații. Poate că va trebui să încetiniți și să gândiți o abordare mai bună. Rac, astăzi este mai bine să fiți rapizi, dar să nu vă grăbiți. Dacă nu reușiți să vă îndepliniți obiectivele, veți începe să vă simțiți puțin tensionați, dar trebuie să vă controlați și să nu lăsați agitația să vă cuprindă. Deciziile luate în aceste condiții rareori funcționează bine. De asemenea, conversațiile nu pot ajunge nicăieri cu o abilitate slabă de a asculta. Leu, ziua de azi poate duce la nerăbdare sau defensivă. Grijile legate de muncă sau responsabilități pot apărea astăzi, însoțite de stări de stres și neliniște. În prima jumătate a zilei poate exista o tendință de a reflecta asupra trecutului, problemelor și defectelor și ar fi înțelept să eliberați o parte din presiunea pe care a spus-o asupra voastră pentru atingerea obiectivelor. Fecioară, astăzi este important să evitați să grăbiți lucrurile și oamenii. Pot exista tensiuni care să declanșeze argumente sau să vă lase să vă simțiți puțin îngândurați. Ambițiile vă servesc bine până la punctul în care vă motivează, dar dacă vă exercitați o presiune atât de mare încât trăiți cu stres continuu, poate fi necesar să faceți unele ajustări. Balanță. Fiecare loc de muncă necesită anumite seturi de abilități sau anumite cunoștințe. Dacă doriți să faceți o treabă excelentă, atunci petreceți timp învățând lucruri noi și abilități utile care pot fi utilizate de diferite companii. Astăzi, tensiunile pot fi extrem de stimulante, dar puteți deveni rapid stresați dacă sunteți nerăbdători în loc de asertivi și direcți. Scorpion, azi încercați să nu treceți direct la concluzii. Relațiile pot fi puțin tensionate în prima jumătate a zilei dacă presiunile pentru a reuși sau a demara un plan ajung la voi. Tulburările interioare sunt destul de posibile și pot fi motivul din spatele îndemnurilor și dorințelor bruște. Alocați-vă mai mult timp pentru a ajunge la concluzii și dacă vă simțiți prinși în mijlocul unui scandal, încercați să ieșiți din el cât mai grațios posibil. Săgetător, probabil că veți fi ademeniți de mai multe oportunități diferite de distracție și extravaganță astăzi, dar nu uitați factura care va veni după aceea. Ar fi bine să vă verificați din nou contul bancar, deoarece niște bani de care nu vă așteptați ar putea să apară și să vă surprindă. Capricorn, trebuie să fiți astăzi într-o stare de spirit pozitivă dacă doriți să canalizați vibrațiile bune provenite din influența astrelor. Începeți să fiți atenți la modul în care gândiți și încercați să vedeți ceva pozitiv în fiecare gând. Sunteți incredibil de intuitiv chiar acum când vine vorba de cariera voastră și de modul în care sunteți percepuți de ceilalți. Puteți vedea toate progresele pe care le-ați făcut în ciuda eșecurilor. Vărsător, v-ați putea simți un pic neliniștiți astăzi dacă nu aveți pe ce să vă concentrați, dar rețineți că obiectivele ar trebui să se formeze în curând. Este foarte probabil să vă simțiți blocați într-o rutină mentală în ultima vreme, așa că lăsați curiozitatea să găsească ceva nou și interesant în care să vă afundați astăzi. Rămâneți încrezători și cu o gândire pozitivă, iar lucrurile se vor rezolva de la sine. Pești, presiunile recente vă pot tensiona relațiile, iar neînțelegerile sau sentimentele rănite pot duce la certuri în prima jumătate a zilei. Sentimentele complicate pot ieși cu ușurință la suprafață, aparent de nicăieri. Furia sau resentimentele pe care le-ați îngropat au un mod de a apărea acum și, deși sentimentele pot fi confuze la început și ar trebui să le faceți față, nu le lăsați să vă controleze orbește. Este înțelept să rămânem răbdători și să nu lăsăm acest lucru să ne strice ziua, deoarece mișcarea lunară a lui Pluto ne poate ajuta să folosim aceste informații în avantajul nostru. Ne revedem și mâine, toate cele bune!